Inspectorii ITM au descoperit că una dintre victimele accidentului de muncă din comuna gorjeană Stoina nu avea contract de angajare. Patru muncitori au fost prinși sub o grindă a podului ce a picat în data de 18 aprilie. O femeie a rămas blocată sub o bucată de beton ce cântărea sute de kilograme și a fost scoasă de echipaje de descarcerare de la pompieri și jandarmi, fiind preluată de un elicopter și dusă la un spital din capitală. Alți doi angajați au suferit răni și au fost transportați la spitale din Gorj. Construcția peste râul Amaradia a fost subcontractată de o societate din Craiova de la firma apropiată fostului șef SRI Marius Voina, care a obținut lucrările de un milion de euro de la Stoina. Cum firma cu epoleți, SC Grup Prima Cons din Slatina a devenit abonată la contractele publice pe care le-a obținut pe bandă rulantă în ultimii ani, dar nu are suficienți angajați, a dat în subcontractare lucrarea din comuna Stoina firmei Ferom T&R Construct din Dolj. Societatea a fost amendată cu 20.000 de lei după după ce, în urma anchetei ITM, a reieșit că un bărbat victimă în accident era folosit fără forme legale la munca de șantier.